Bineața sau ziua aproape și la mulți ani, misiodei! Mă bucur să fiu aici, cum spuneam și mai devreme, fiecare moment când sunt în România îl prețuiesc, pentru că nu e des. Momentele astea vin cam, cam de două ori pe an, cam așa au venit. Uneori chiar o dată pe an. Și eu tot am fost călător din 2001. <coughs> și de asta mă bucur mult să fiu aici, mă bucur să vorbesc românește de revelion, de Crăciun, e fine. Nu sunt cu merele, pentru că merele a trebuit să lucreze. Ceva trebuie să lucreze. ceea ce voi împărtăși cu voi în dimineața asta, e una din lecțiile mari pe care eu le-am învățat și pe care pe mine m-au ajutat foarte mult anul trecut. Și sper să vă fie de folos și vouă. vreau să vă gândiți ce-ar fi dacă... V-ați trăi viața așa astfel încât să ajungeți la sfârșitul vieții și să vedeți evoluții semnificative în domeniile importante din viețile voastre. Ce ar fi să, să străiești viața și să ajungi la sfârșitul ei și să vezi uh, creștere semnificativă în felul cum ți-ai crescut copiii? Sau în felul în care te relaționezi cu soția ta? Sau în felul în care te relaționezi cu cei din jurul tău? E trist că uneori oamenii ajung la 50, 60, 70 de ani și vezi at atâta imaturitate, fie în felul în care relaționează cu oamenii, fie în care um, primesc critica, fie în felul în care se conectează la Dumnezeu. E trist să vezi oameni limitați datorită lipsei de creștere în domeniile importante din viețile lor. Și eu cred că unul dintre scopurile principale ale noastre, ca și ucenici ai lui Isus, ca și creștini, este ca noi să ne asemănăm mai mult lui Isus. Pavel spune: um, Viața lui Hristos să se arate în trupul nostru muritor. Felul lui de gândire, felul lui Isus de simțire, felul lui Isus de trăire, să se vadă în felul cum noi gândim, cum noi simțim, cum noi trăim. Asta înseamnă, de fapt, să fiu ucenica lui Isus. Și despre, despre asta aș vrea să vorbesc în minutele următoare. Nu -o, o să fie lung mesajul, dar l-am sintetizat astfel încât să puteți lua um, esența. Sursa mea de inspirație este o carte pe care am citit-o și care se numește Clădind o cultură a uceniciei de Mike Breen și este un autor, el e un autor britanic, creștin. Și m-a ajutat să înțeleg mai bine cum poți crește în viața creștină plecând de la esența mesajului lui Isus. Și dacă aveți Biblie, nu, nu știu dacă folosiți ecranul, nu e pe ecran, dacă aveți Biblie cu voi sau telefoanele mobile cu Bibliile descărcate pe telefon, să deschidem împreună la, deschiz, la uh, Evanghelia lui Marcu, la capitolul 1, și vom citi versetele 14 și 15. Evanghelia după Marcu, la capitolul 1, versetele 14 și 15. spune așa, după ce Ioan a fost închis, Iisus a venit în Galileea predicând Evanghelia lui Dumnezeu. El zicea, s-a împlinit vremea, împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. În limba greacă există două cuvinte care descriu termenul noțiunea de timp. Primul este cronos. Și cronos se, se referă la timpul pe care îl găsești când te uiți la ceas. O succesiune de, de evenimente pe o, anumită perioadă, de, pe o anumită perioadă de timp. Este noțiunea cea mai familiară, cu care suntem cei mai, cei mai familiari. Și dacă vă aduceți aminte din liceu, cei care ați fost atenți la ora de română, Eminesc, una dintre temele lui principale era trecerea irreversibilă a timpului. Nu știu dacă vă mai amintiți, dar asta, asta, e cronosul. Trecerea timpului, timpul pe care îl găsești la ceas. Mai este un, un, termen care se referă tot la timp și pe care Marcul folosește aici și termenul, se, se, termenul este kairos. Kairos se referă la un moment în timp, când aici traducerea spune s-a împlinit vremea, spune Domnul Iisus. Sau, în altă traducere, a venit timpul. Acel cuvânt este Kairos și cuvântul acesta se referă la un moment în timp când Dumnezeu e pe cale să facă ceva deosebit. Un eveniment, o oportunitate în care împărăția lui Dumnezeu e pe cale să se manifeste în viața noastră. Asta spune, împărțirea lui Dumnezeu s-a împlinit timpul, împărțirea lui Dumnezeu este aproape. Domnia lui Dumnezeu e pe cale să se împlinească și să se manifeste în viețile noastre. Asta e Kairos. Și în momentul ăsta, eu reprezintă o oportunitate, cu alte cuvintele o oportunitate ca noi să devenim mai mult ca Isus. Și avem două opțiuni. Fie alegem să ignorăm această oportunitate și să trecem peste ia. sau alegem să intrăm într-un proces care are la bază două elemente. Și înainte să intru în procesul acesta, momentele astea. Mi-ar cineva. Pot să folosesc apa asta? Nu știu de ce mi se uscă așa. Emoții mari la misiunea ei. Momentele astea pot fi pozitive, cum ar fi nașterea unui copil sau um, o discuție bună cu un mentor, pot fi negative. Pierderea slujbei de locului de muncă, boală, divorț, lucruri care te afectează în mod semnificativ. Și momentele astea le poți discerne după impactul pe care ele lasă în viața ta. Acum, cu, cu toții bine știți că Dumnezeu folosește cel mai bine momentele dificile în viața noastră pentru a ne transforma, pentru a ne crește. Cei care ați trecut, majoritatea, dacă nu toți, ați trecut prin anumite momente dificile, unii mai dificile, unele mai dificile decât altele. Și aș vrea să mă refer cu pregătirea acum la momentele astea care ne impact, ne, au impact în viața noastră, un impact uh, puternic și care le, nu sunt pozitive. Da? Un divorț nu e pozitiv. O, um, o ceartă, un conflict nu e ceva pozitiv. Uh, m, da. Um, și a, cum spuneam, avem oportunitatea să trecem pe, pe lângă, să mergem în continuare și să zicem, ok... M-am certat cu soția, am spus, uh, uh, iartă-mă și merg înainte. Nu învăț nimic din întreaga poveste. Sau a doua opțiune este să intru în acest proces de învățare sau de schimbare care are la bază două elemente pe care Domnul Isus le prezintă aici. Iar vreau să, vedeți, uh, vreau să vedeți acesta ca un instrument. Un instrument pe care, uh, prin care puteți aplica niște principii pe care Domnul Iisus le prezintă. Și primul, primul element este cel pocăință. Pocăință. Și partea asta răspunde la întrebarea nu știu dacă vedeți, dar o spun eu. Ce vrea să-mi spună Dumnezeu? Da? Asta Asta o să răspunzi în prima jumătate a acestui proces. Și începe cu... Încep să observ. Ce s-a întâmplat? Analizez faptele. M-am certat cu merele. De... care a fost, ea? de la ce a pornit? Ce s-a întâmplat acolo? Observ. Și asta este primul pas în care decizi să intru în acest proces de schimbare. Da? Al doilea pas reprezintă cel de reflexie. Încep să reflectez nu doar la ce s-a întâmplat, ci la cum ce s-a întâmplat m-a afectat pe mine. De ce m-am ambalat așa? De ce mânia mea a început să... Să se manifeste într-un mod atât de necontrolat. De ce încep să analizez motivele și încep să analizez um, trăirile și sentimentele care mă încearcă în momentele astea? Și, normal, mă, mă duc la scriptură, stau de vorbă cu Dumnezeu, astfel încât, după ce am observat ce s-a întâmplat, să reflectez la felul în care ce s-a întâmplat m-a afectat pe mine. Iar apoi următorul, următorul pas este cel de discuție. Mă duc fie la o altă persoană, fie la un grupul meu mic, sau la familie, cineva apropiat și încep să, să discut cu ceea ce am înțeles din ceea ce s-a întâmplat. Încep să am o discuție. Cred că înțelepciunea lui Dumnezeu se află în înțelepciunea lui Dumnezeu se află în trupul lui Hristos. Nu e o persoană care are toate răspunsurile. Și deseori mă duc la cineva și îi dau oportunitatea să mă asculte, să-mi pună întrebări și să vorbească adevăr în viața mea. Dumnezeu deseori vorbește prin cei din jurul nostru. Bineînțeles, vorbește și prin Scriptură. Dumnezeu folosește modalități diferite de am vorbi. Și întrebarea asta e, ce vrea să-mi spună Dumnezeu în momentul ăsta în care eu am intrat, ce are Dumnezeu să-mi spună mie? Asta e, asta e prima parte. Acum, intro, introverților le place să stea aici. Să observe și să reflecteze la ce s-a întâmplat. Și tot, petrec timp aici și uh, generalizez. Acum sunt introverți mai maturi care trec la, pas, la pasul ăsta și încep să discută. Extroverții sar aici. Ei încep să discute și să, să vorbească și sar peste niște pași importanți care tu stă, să stai singur cu Dumnezeu, să vezi ce vrea să spună Dumnezeu ție înainte să te duci și să vorbești cu alții. Da? Ce se întâmplă deseori este că oamenii, noi, ca și creștini, observăm, reflectăm, dacă discutăm și rămânem aici. Și vorbeam cu Adiel și cu Sorin, în timp ce ei m-au rugat să prezint să prezint uh, instrumentul ăsta și a eu observa și mi s-a părut bună observația lui, spunea, deseori trăim cu un sentiment religios în care Dumnezeu, simțim că Dumnezeu ne vorbește. Și așa de bine, Dumnezeu mi-a vorbit, a fost excelent, uite, asta mi-a spus Dumnezeu. Și aici se oprește totul. Și nu există creștere. Mi-a vorbit, a fost frumos, ce frumos a fost și ne oprim aici. Nu intrăm în al doilea al doilea element pe care Domnul Iisus se menționează, și anume, credința. Și credința nu reprezintă doar lucruri pe care eu le înțeleg și le cred. Credința întotdeauna în scriptură are de a face cu acțiune. Dacă citiți cartea Iacov. Iacov spune, asta e una dintre temele principale ale cărții Iacov. Credința fără fapte, fără acțiune, e moartă. Tu poți să zici că tu crezi, dar dacă nu se vede în felul tău schimbat de viață, nu crezi. Cele patru adevăruri pe care voi le știți, mulți dintre voi le știți foarte bine, au de-a face cu credința, cred că Dumnezeu e bun, de aceea nu-mi găsesc plăcerea în alte lucruri. Credința mea că Dumnezeu e bun mă, îmi determină o viață în care caut plăcerea în El, nu în carieră sau în partenerul de viață sau așa mai departe. Soția, soțul. Credința are de-a face cu acțiunea. Și dacă credința are de-a face cu acțiunea, instrumentul ăsta ne ajută în, 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 în trei pași. Cum, ca, cum, cum? Ce avem de gând să facem? Practic. Prima întrebare este: Ce vrea Dumnezeu să-mi spună? A doua întrebare: Ce am să fac? Ce am de gând să fac? Sau ce am să fac? Cu ce îmi spune Dumnezeu? E foarte simplu. Eu nu vă spun aici chestii super complicate. Cred că toată lumea înțelege ce spun aici. Deseori, rămânem aici. Ne-a vorbit Dumnezeu, dar nu ne punem întrebarea atât de importantă ce am de gând să fac ca urmare a ceea ce mi-a spus Dumnezeu. Și. Următorul pas este: care e planul de acțiune? Ce am de gând să fac? E planul ăsta, nu, nu să fiu mai bun. E foarte vag. Cum știi că ești mai bun? Știi, trebuie să. Îți, să să vii la să creezi, să creezi un plan care e specific, e măsurabil, are un timp în care vrei să faci lucrul ăsta, să poți să știi dacă ai ajuns acolo sau nu. Da? Care e planul? Ce, -mi... ce vrea să-mi spună Dumnezeu după ce am înțeles asta? Ce am de gând să fac? Planul. Apoi, Socoteală dare de socoteală. Pe cine am de gând să implic în procesul ăsta de creștere a mea personală? Cine are Cine va, îmi va spune mie dacă planul meu, cine mă va trage la răspundere dacă planul meu l-am pus în acțiune sau nu? Care e persoana respectivă? Ne place să sărim peste asta ca să nu ne tragă nimeni la răspundere pentru planul pe care l-am pus la punct, la pe care l-am creat. Da? Și apoi pasul esențial acționez. Fac ceea ce Dumnezeu mi-a spus să fac. Dacă vă amintiți marea poruncă, marea trimitere, marea, marea trimitere, spune, vă faceți să din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al și al Sfântului -și, și învățați să cunoască tot ce v-am poruncit eu. Să păzească dar deseori noi învățăm să cunoaștem și devenim foarte docți în ceea ce privește cunoștința Scripturii și trebuie să revenim la să învățăm să păzim, să împlinim ce spune, ce ne spune Dumnezeu. În momentul când cercul ăsta am trecut prin el, numai atunci apare creșterea. Um, dacă nu ai pe cineva care să te ajute în procesul ăsta, um, lipsește un element important din el. Dacă nu îți pui la punct un plan de acțiune, nu ai șanse de... Nu știi încotro te îndrepți. Deci, vezi, elementele astea mie, pe mie mi-au mi folosit când... Um, trec printr-un moment de kairos în care, și am trecut recent, când a trebuit să... nu cred că mai am timp. <gângh> am zis că uh, prezint maxim un sfert de oră. Um, am trecut recent când a trebuit să prezint l -l lucram cu o companie și s-a evit cumva posibilitatea să prezint ceea ce cred eu despre Dumnezeu și i-am întrebat pe ei întâi ceea ce cred ei despre Dumnezeu, Evanghelie și au spus în Estonia majoritatea sunt atei ei zic că ei cred în știință. Eu zic, da, și eu cred în știință. Eu nu văd un conflict aici. Și după ce au prezentat ei, am avut și o posibilitatea să prezint de ce cred ceea ce cred. Ce cred și de ce cred ceea ce cred. Și n-au ascultat, au sărit la concluzii privite, n-au înțeles ce vreau să spun. Mă întrerupeau tot timpul. E și asta pe mine m-a frustrat. Și am plecat foarte, foarte dezamăgit. În drum spre. eram în Tallinn, în drum înapoi spre casă, aveam două ore jumate de mers cu autobuzul. Am început să mă gândesc la asta. Am decis ca să nu las timp, o să zic, bă, a fost nașpa, m-am fost dezamăgit, merg înainte. Nu, ăștia nu m-au ascultat. Am început să observ ce s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat? întâmplat acolo? Uite, mă întrerupeau, nu ascultau, nu înțelegeau, nu înțelegeau pentru că nu ascultau, în fine. Am început să reflectez, dar de ce m-a afectat pe mine atât de mult? Și am simțit cum Dumnezeu îmi spune, Teo, te-a da, te dezamăgi faptul că ei nu te-au ascultat pe tine sau că ei sunt pe cale să nu cunoască niciodată dragostea mea? Că nu te-au ascultat pe tine și că, nu, nu, că au, nu au fost de acord cu tine și cu argumentele pe care tu le -ai aduceai? Sau că nu au înțeles dragostea mea, nu au înțeles cât de mult îi iubesc eu. Și a fost prima. În discuție și cu un grup mic, al meu, am înțeles, Dumnezeu spune, Teo, dacă pe fiul meu l-au respins, așteaptă-te ca și pe tine. Lumea te va respinge, dar eu te iubesc, eu te accept și mulți nu vor înțelege. Asta am simțit că Dumnezeu îmi spune. Și atunci am, am decis, atunci când prezint Evanghelia, să mă aștept deja, oh, e ok, oamenii nu, nu te ascultă, nu sunt de acord cu tine, nu. e ok, e normal. Pavel spune că e o nebunie predicarea Evangheliei, predicarea crucii. So, și atunci am. l-am am, am, -am, -am, -am înțeles și Dumnezeu mi-a spus. Și apoi am zis, ok, atunci când prezint, să prezint fără să aștept, să las rezultatele în mâna lui Dumnezeu. Parcă l-am auzit pe Dumnezeu zicând, Teo, eu conving. Eu cercetez. Eu schimb. Nu tu, cum credeai. Că tu acum, eram așa de entuziasmat. Mamă, stai să vezi ce, ce o să le spun și ce o să le zic. da Și Dumnezeu m-a smerit. Și am vorbit asta cu grupul meu mic și cu Merle. Și am decis să în viitor așa acționez. Asta nu înseamnă că de fiecare dată acum o să... Asta e planul nu mă las doborât, spun Evanghelia, fără să am așteptări ca să răspundă oamenii pozitiv totdeauna. Pe mine m-a ajutat. Asta e un simplu instrument. Principiile trebuie să le, să le, să le, prindem, ca și oamenii. Și știu că există, ați discutat aici și probabil o să luați discuția în direcția respectivă, că există un nivel de apatie, un nivel de, în care simțiți că sunteți deconectați de Dumnezeu, mulți dintre voi, și aș vrea să vă gândiți la, în momentele astea, ce vă spune, ce simțiți, o să observați ce s-a întâmplat de-a lungul ultimelor săptămâni, poate luni, ce s-a întâmplat, cum ne-am ajuns în stadiul în care am ajuns. Și să reflectați la trăile, de ce mă simt în felul în care mă simt, care, este, care sunt cauzele lipsei mele de dorință de, de a sta cu Dumnezeu, de a fi în prezența Lui, de a asculta pe El, ce îmi spune el. Și să aveți o discuție cu persoanele voastre de încredere, dar să nu rămâneți acolo. Există foarte... Și să zici, a, da, așa e de fain, așa vrea Dumnezeu să fiu, da. Și nu faci nimic. Nu întreprinzi nicio, nicio acțiune care prin credința care dă naștere, credința că Dumnezeu vrea să se întâlnească cu tine, Dumnezeu vrea să fie cu tine. Mi-a venit imaginea asta, foarte faine au fost cântecele. Imaginea asta, pe cumnatul meu, are trei copii. Cel mai mic, Ben, mai când îl vede, pei pleacă pentru pentru 4 zile, 5 zile plecat, când îl vede, are vreo, avea 3-4 ani atunci, striga, se bucura și îi dădeau lacrimile. Eu nu am mai văzut o reacție a unui copil de genul ăsta. Când venea acasă, am văzut de câteva ori faza asta și zice, păi, tu trebuie să o filmezi asta, deci asta trebuie să rămână în memoria voastră ca familie. Mi se pare extraordinar cum băiatul ăsta e atât de bucuros că tu vii acasă. E, Tatăl vostru, Tatăl nostru ne așteaptă pe fiecare, în fiecare zi. Și deseori noi nu avem trăirea care o are Ben când își vede Tatăl natural. Și că atât de mult mă bucur să fiu cu tine. Dumnezeu ne așteaptă. Și asta trebuie să auzim noi. Dumnezeu vrea să petreacă timp cu noi. Nu! Ah, oh, iar trebuie să petrec timp cu Dumnezeu. Sau iar n-am -am, -am timp. Când vedeți inima de Tatăl lui Dumnezeu, atunci și când vedem inima de Tatăl Lui Dumnezeu, atunci ne dorim și vrem să petrecem timp cu El. Imaginea asta lui Ben cu Pape, Ben băiatul mic, cu Pape tatălui, îmi rămâne și acum întipărită în memorie. Și cred că asta e imaginea pe care Dumnezeu o are când se uită la noi ca și copiii Lui. Amin, mulțumim, Teo. Am venit cu puțin lucru manual la mine. În cele ce urmează, aș vrea să împărțim pe ambele tronsoane niște cartonașe. Mi se pare că e o discuție, așa cum a încheiat și Teo, e o discuție de cel puțin o lună, deja, în Missio Day, despre ce se întâmplă cu, cu noi ca și biserică și cum Ceea ce se întâmplă cu noi ca și biserică um, are, are rădăcini în ceea ce se întâmplă cu noi ca și indivizi, ca și umblare personală uh, cu Dumnezeu. <coughs> și în, în mai multe contexte, um, și la un atelier cu echipele, și uh, la ultimele două întâlniri, poate aici, um, am, am procesat puțin lucrurile astea și am, am încercat să ne dăm seama ce se întâmplă cu noi. Însă, din nou, senzația, senzația deseori e că stăm mult în partea asta și fain în partea asta. Ba mai venit și la biserică și este o predică mai usturătoare și merge, băi, ce-a vorbit Dumnezeu și, cum zicea Teo, tot nu se întâmplă nimica. Sau mai ascultăm o predică meseriașă online, sau mai citim un capitol dintr-o carte și, băi, deci lucrurile astea sunt incredibile, dar nu trecem în partea de acțiune. Pentru mine a fost foarte... Um, Uh, cum să zic, foarte de impact cartea Iacov. Uh, mult, mult timp am petrecut la un moment dat, într-o anumită perioadă în uh, epistola lui Iacov uh, și, și e, e o epistolă foarte confuză sau foarte dificilă din anumite puncte de vedere pentru că pare a pune, uh, a pune mântuirea în, în cârca faptelor, lucru care nu adevărat. e adevărat. Eu o epistola care l-a frustrat și pe Luther și mai știu eu dar vă încurajez să stați în ea, vă încurajez să o citiți ciclic uh, în timpul unei săptămâni, uh, pentru că acolo uh, teza majoră sau lucru pe care îl, îl, îl forează în pământ foarte zdravă în Iacov e că credința înseamnă acțiune. Credința înseamnă fapte și fără fapte uh, degeaba ne lăudăm că avem credință. Acum aș vrea să, să procesăm un puțin diagrama asta. Uh, din nou, e o unealtă foarte utilă. Aș vrea, uh, în prima fază, uh, să, să încercăm să răspundem la întrebarea asta uh, în, în plen cine, cine simte libertatea. Uh, unde mă opresc de obicei? Unde am tendința, tendința să mă opresc? De obicei. Și la un răspuns? Da, te rog. <coughs> Era Ok, scuze. Și asta e, asta e, realitatea pentru, cred că pentru mai mulți dintre noi. Nu e, nu e, un singur lucru pe care îl sărim. Că ar fi foarte simplu să luptăm pentru uh, câștigarea terenului eluia. Sunt mai multe chestii. Mersi, Dani. Mie, extrovert fiind, astea am mi-s uh, destul de inconfortabile. Uh, trebuie foarte multă intenționalitate să-mi să creez spațiu, alea 20 de minute, o jumătate de oră, ca să, să fac uh, pașii ăștia. Asta mi-e foarte la îndemână. Uh, și după aceea s-ar direct la astea. S-ar direct la a vorbi cu grupul mic, a vorbit cu Naomi, a, băi, deci, da, uite, trebuie să, să fac asta, întreabă-mă de lucru ăsta, mai zim de lucru ăsta, uh, dar fără neapărat un, un plan. Ceea ce de obicei mă, mă faltează, și uh, ajung să mă învârt în cerc, uh, în gol, să bat pasul pe loc. Da. Și, și e, e foarte real că uh, mă întorc la, la ilustrația uh, Mihaelei. Uh, când stai aici e, e chestia aia de sentiment. Bă, mi-a vorbit Dumnezeu, bă, ce tare! Ce, ce, bine că lucrurile sunt clare acum, cum zicea și Adil. Mă simt atât de bine că știu că e doar o răceală. Și doar... Da, da, cu șapte zile trece, în șapte zile trece cu medicamente, într-o săptămână fără. Deci tot acolo, știi? Și nu mai ajung să fac plan să dau socoteală și să, să acționez. Lasă că cumva poate o să treacă de la sine chestia asta. Și dacă suntem sinceri cu noi, observăm mai degrabă o deteriorare a atitudinii noastre, a inimii noastre, în timp ce nu acționăm, nu uh, facem pași concreți. Eu văd asta la mine, în, în unele chestii. Acum, o, o întrebare, dacă nu mai este altă intervenție, o întrebare așa, mai, mai în curtea din dos, uh, adică mai aproape de casă. Când e ultima dată când ai avut un moment kairos, în care ai zis, băi, da, Dumnezeu chiar, chiar mi-a zis chestia asta, chiar a pus degetul pe bubă. Ok? Și unde te-ai oprit atunci? Personal, cred că ultima dată m-am oprit undeva aici, <gură> la, la conștientizare. Păi e un moment. Ceva e semnificativ și atât. Deci nici măcar ce observație și reflexie. Și, și momentele alea, nu știu cum să zic, din nou mă gândesc la, la mine, sunt momente foarte specifice când de nicăieri simt cum Dumnezeu, în mintea mea, în conștiința mea, pune degetul direct pe bubă. Vezi că ai făcut asta sau vezi că s-a întâmplat asta și tu ai reacționat în felul ăsta. Ah, ce interesant că am observat asta sau că am conștientizat asta. Și trec mai departe. Vă rog. Uneori mi se pare cel mai, cel mai dificil să, um, să intri în procesul ăsta sau să, să petreci timp în, în, lucruri care par, par mici. Am a fost doar o replică aruncată. Nu, nu, merită atâta procesare situația, reacția inimii mele sau mai știu eu ce. Și zicem, îndrămuiesc energia, trebuie să, să îmi aleg bătăliile, nu un fix steag un fiecare deal care apare, aștept ceva mai semnificativ ca să fac o schimbare în viața mea și, și lăsăm lucrurile mărunte, asta nu e chiar așa, asta nu merită atenția, nu merită efortul și așa mai departe. Dar vulpile mici strică via, zice Solomon. Da? Multe chestii mărunte acumulate pot să ajungă să dea un conflict imens mai târziu. Fie interior, fie conflict relațional. Da. da. Și asta ne e foarte nenatural. După Grădina Eden. Tendința noastră este să ne acoperim și să ne ascundem. Atât de Dumnezeu, cât și de oameni. Și uh, o observație aici, și experimentată foarte, foarte puternic pe pielea mea, um, când ignorăm momente cairos, în mod repetat, se face un fel de bătătură acolo și devenim insensibili la. La vocea Duhului Sfânt, la uh, modul în care greșim, și după aceea ajungem să greșim în mod repetat, fără să, fără să mai simțim, fără să mai percepem că ceva ar fi în neregulă, și încet, încet ajungem să fim uh, uh, involuntar, dar uh, inevitabil, niște ipocriți. Care, A, da, suntem de acord cu standardul, dar ne e atât de la îndemână. Să vedem în el sau în ea greșeala. Și ori de câte ori uh, găsesc inima mea super critică vis-a-vis -vis de X sau de Y. Băi, de ce faci boi Băi, uite la ăsta! Ăla e un moment, din nou, un moment ca ai rost să zic ce-i ce, ce cu mine? Și când eu sunt super critic, uh, de, de fapt, asta e o reflexie a faptului că am, am ajuns să ignor foarte ușor momente de cercetare personală, de, de, pocăință și credință personală. Și dacă, dacă te găsești, dacă ne găsim cu o inimă super critică, vis-a-vis -vis de X, Y sau vis-a-vis -vis de sisteme, vis-a-vis -vis de organizații, vis-a-vis -vis de lideri, vis-a-vis -vis de vecinul, de soția, de, în momentul în care inima e super critică, problema cea mai mare e a noastră. Nu a modului în care se poartă X sau Y cu noi, ci a modului a modului în care noi ne evaluăm pe noi înșine. Și Noul Testament, și în dimineața asta citeam câteva pasaje în Evrei, în Romani, în Filipeni, 2. Noul Testament spune din nou și din nou să-i vedem pe alții mai presus de noi înșine și noi să avem o percepție cumpătată, echilibrată, poate chiar mai jos față de noi înșine, pentru că tendința naturală a inimii este să mă ridic pe mine, drept standard. Și eu nu sunt standardul. Și Hristos e standardul. Și față de standardul ăla, eu am falimentat grosolan. Foarte, foarte bună observația. Personal, chiar în primii ani după ce am devenit un ucenic al lui Isus, aveam frustrarea asta și de multe ori veneam în rugăciune și ziceam Doamne, de ce nu pot să pricep până nu mă doare? Nu știu, nu știu, poate că singur în, în oala asta, dar uh, știam teoria foarte bine, în multe chestii. Știa, îmi veneau texte biblice aplicate specific, dar nu acționam la nivelul inimii, la nivelul vorbelor, la nivelul acțiunilor fizice, efectiv, nu acționam acolo unde, unde era și cunoștința. Și frustrarea mea mare era și continuă să fie, uh, Doamne, de ce nu sunt stare să acționez până nu mă doare? Și durerea e un pedagog extraordinar. Înainte de Revoluție se folosea mult. Um, da, um, Pentru că și, și ca, și, ca și generație, ca și cultură, un lucru îngrijorător e cât de mult împingem durerea afară din viața noastră. Un pic de disconfort la nivelul capului, ibuprofen. Un pic de disconfort la spate, ibuprofen, paracetamol, ce-o fi? Dacă s-ar putea să reduc... Uh, gripa sau răceala la două zile cu Teraflu și Coldrex și ce mai fi, la două zile o reduc. Când durerea e un pedagog extraordinar și are rolul ei. Și la un moment dat durerea s-ar putea să-ți comunice că sunt lucruri mai grave, dar uh, analgezicele doar iau durerea și camuflează o problemă incredibil de gravă cu coloana sau cu altceva. Și Uneori asta facem și ca și creștini. Și, și o facem cu sentimentul religios. Băi, am mai auzit o predică bună. Băi, am mai citit un text din Biblie bun. Băi, dar ce, ce mi-a vorbit chestia aia. Și ne oprim acolo. Și atunci Dumnezeu îi forțat să ducă uh, procesul de pedagogie și în sfera durerii. Emoționale, fizice. Mai înțeleg de că noi și știu unde să o ducă. Ok. Cei cu cartonașele astea. Um, pentru că, în discuțiile pe care le-am avut, cum ziceam, și în atelierul cu echipe, și în, în discuție cu toată biserica, uh, concluzia era că uh, mult din, din uh, impasul în care suntem se reduce la, la o umblare personală cu Dumnezeu. Uh, am vrea ca, aș vrea ca, în momentele următoare, să ne luăm. 5 minute, să reflectăm la ce înseamnă să fim ucenicii lui Isus. În ultima lună, cred că fiecăruia, într-un mod sau altul, Dumnezeu ne-a vorbit legat de uh, uh, atitudinea noastră față de El, cum zicea Teo, cât de încântați sunt să vin la Dumnezeu, să citesc Scriptura, să mă rog, să petrec timp cu alți creștini, să, să petrec timp frământând lucruri spirituale, trăind în viața la un nivel spiritual. Uh, și falimentele, multe s-au încadrat la prima categorie. Uh, ce înseamnă să fiu un ucenic al lui Isus? Și aș vrea să petrecem următoarele câteva momente în observație și reflexie, uh, poate pe dosul uh, cartonașului, vis-a-vis uh, -vis de ucenicia noastră față de Isus. În ce moduri falimentez? Uh, ce, ce se întâmplă la nivelul, nivelul inimii de. toți stau acolo. Um, și după aceea, uh, am vrea să, să, să trecem prin partea asta, uh, să avem o discuție și, dacă ne permite timpul, să facem și un plan. Planul am vrea să fie scris uh, sau, sau uh, planul sau ținta, cu, cum exact vreau să cresc, în ce mod vreau să cresc, ca și ucenica lui Isus, am vrea să fie scris acolo. Are sens? Deci vom, vom petrece timp în observație și reflecție, în tăcere, vreo 5 minute. Știu că uh, e din scurt, știu că introverții au nevoie de mai mult timp, extroverții ar începe să povestească imediat. Uh, ne, luăm, ne luăm astea 5 minute, e un exercițiu pe de-o parte uh, și uh, vrem să, și în urma discuției, în, doi, în grupuri de 2 sau 3 sau 4, am vrea să ajungem să notăm un plan. Vreau să cresc ca ucenic în felul ăsta. Deci, 5 minute. E clar? Sunt întrebări? Super. Nu e clar? Super. Um. Deci, dacă, dacă aveți, uh, în urma discuțiilor și, și frământărilor cu, cu întreaga Biserică, dacă partea asta e clară și, și știți ce a vorbit Dumnezeu. Uh, putem să trecem direct la discuție în vederea încropirii unui plan. Și să ne grupăm doi sau trei, să fim specifici, băi, am observat asta la mine, îmi dau seama că asta se întâmplă la nivelul inimii, am nevoie să fac asta. Ok? E ok? Haideți să facem asta atunci. În grupuri de trei sau patru. Nu mai mari de patru. Vă întoarceți. Vă... Dar spune și următorul lucru. Pentru cei care sunteți vizitatori, care ați venit pentru prima oară, puteți să vă luați timp și să nu fiți într-un grup și să vă gândiți personal ce, ce vrea să-mi spună Dumnezeu prin prin, 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 mesajul ăsta. Ce, ce, deci nu, nu simțiți presiunea toată lumea se împate în grupuri. Din nou, simțiți, folosiți timpul ăsta cum credeți că e cel mai folositor pentru voi. foarte tare zumzetul. Semn că e de bine. Acum au apărut câteva întrebări. De ce ne oprim doar la ucenici? De ce? Ce trebuie să facem exact? Cum faci un plan? Aș, aș puncta câteva chestii scurt, după care vă explic care e treaba. Deci, în discuțiile astea noi trebuia să cumva să ne întoarcem la reflexiile și observațiile pe care le-am le făcut de-a lungul ultimelor săptămâni, să vedem ce exact s-a întâmplat, de ce s-a întâmplat și după aceea, prin discuție, să zicem, ok, ce trebuie să se întâmple. E, evident că nu citesc Biblia destul. Că nu citesc Biblia destul. De ce nu citesc Biblia destul? Pentru că ești distras de, de X, de Y, pentru că am un program aglomerat, pentru că nu planific. Pentru că nu îmi pun în calendar un timp pentru asta. că În discuția de acum, poate asta era utilă înainte să intrăm în discuție, așa? <laughs> în discuția de acum, trebuie să ne gândim, ok, ce, are, ce, ce am nevoie să fac, ce trebuie să se întâmple, ca să ajung să citesc Biblia. Să, să rup ciclul ăsta de necitire, nemeditare, nereflexie asupra Cuvântului Lui Dumnezeu. De exemplu. Ok? Am ales categoria ucenici pentru că Asta e categoria pe care majoritatea am reclamat-o în ultima lună, ultimele două luni. Deci ceva scârție în relația cu Dumnezeu. Am pus toate categoriile pe hârtie asta, pentru că săptămâna viitoare, în 11, vrem să semnăm legământul misiodei împreună. Context în care ne angajăm proaspăt, din nou, să fim învățăcei, să fim ucenici ai lui Isus, să trăim împreună ca și familie, în comunitate, să ne slujim unii pe alții și să fim ambasatori. V-am dat cartonașele astea pentru că în săptămâna care ne stă înainte, să trecem printr-un proces similar, cum am trecut acum cu ucenici, cu prin fiecare celelal din celelalte trei categorii. Ok? În, în timpul nostru, uh, oricât e de, de restrâns sau de, de grăbit sau de amplu, să observăm ce se întâmplă cum, cum, mă raportez la identitatea de familie? De ce mă raportez în felul ăsta la identitatea de familie? Să o discut cu partenerul de viață, cu cineva din grupul mix, sau cineva de încredere, ca să fac un plan să cresc în de ce ăsta și apoi în ce ăsta și apoi să dau socoteală și să acționez pentru a crește în identitatea de familie, de ambasador, de slujitor. Ok? Deci de aia sunt toate categoriile acolo, cel puțin în, într-un mod am vrea să, să notăm că vrem să creștem în fiecare din identitățile astea. Um, și asta și ca să ne pregătim inimile, și să, să aibă greutatea pe care merită să o aibă uh, semnarea legământului de săptămâna viitoare. Are sens? Deci cred că ne pregătește bine pentru, pentru asta. Uh, să folosim unealta asta pentru a-i cere lui Dumnezeu să ne vorbească la fiecare din identitățile astea și apoi a, a, a merge mai departe. A, sugestia mea a noastră este să luați o identitate și un pas specific, un, un plan specific pe care să-l să împărtășiți cu întreaga comunitate, nu doar cu grupul mic fie săptămâna asta care ne stă înainte, fie săptămâna după semnarea legământului, am vrea ca darea de socoteală pentru cel puțin o identitate în care simțim că bă, acolo se întâmplă ceva semnificativ. Dumnezeu pune clar degetul pe, pe o rebeliune a inimii mele, pe mândrie, pe, pe ceva în care neapărat trebuie să cresc și am ignorat-o multă vreme. Ei, lucrul la unu, am vrea să-l împărtășim cu toată comunitatea și poate să revenim ciclic. Uh, o dată la o lună, băi ce se mai întâmplă în domeniul ăla? cu toată comunitatea. În grupul mic am vrea, sperăm că asta se întâmplă săptămânal. Are sens? Ok. Acum, în același timp, dacă stăm doar de partea asta a diagramei, că dacă stai doar de partea asta, cultivi sentimentul religios. Bă, ce bine, ce, ce vorbește Dumnezeu, ce, ce conectați sunt pentru că îl aud. Da? Dacă stai doar în partea asta, e foarte ușor să o dai în legalism. Eu trebuie să, să strâng din dinți, să strâng pumnii, să mă motivez, să-mi dau niște palme, ca ăștia care ridică haltere, da? Și să fac ceva. Dar dacă, dacă stăm doar în partea asta, căutăm resursele doar în noi înșine. Ne încredem doar în noi înșine pentru acțiune. Ce trebuie eu să fac? Și uităm că Dumnezeu a venit la noi. Uităm că Dumnezeu a făcut pași înspre noi. Dumnezeu ne-a vorbit. Dumnezeu a venit în lume. Dumnezeu a trăit standardul pe care simțim des că îl falimentăm. Că nu îl atingem. A venit în persoana lui Hristos și după ce a trăit o viață perfectă, și a, dat, a murit El plătind plătind în locul nostru, ceea ce meritam pentru modul nostru de, de viață. Și atunci fundamentul pentru acțiune e încântarea faptului că Dumnezeu a făcut deja tot ce era necesar. Nu doar o, o privire înainte, băi, eu trebuie să ajung aici, deci hai să țintesc acolo, că atunci sigur se întâmplă lucruri. Ci o, o, cumva ne uităm și înapoi la ce a făcut Hristos, ne uităm și înainte la ce ne cheamă Hristos. Prin faptul că ne vorbește, prin faptul că nu uh, se dă bătut prin faptul că continuă să ne aducă aminte că ne iubește și că standardul e altundeva de unde, decât unde suntem noi în momentul ăsta. Deci, um, am vrea ca, ca fundamentul pentru schimbare și, și nu că am vrea, fundamentul pentru schimbare radicală și schimbare de durată, așa cum uh, am experimentat-o mulți dintre noi, este Evanghelia. Dacă vreau să mă schimb Bazat pe orice altceva mă găsesc în aceeași joală peste o săptămână, două luni, un an sau mai știu eu. Pentru că dacă Dumnezeu uh, nu lucrează, dacă noi nu mergem la El pentru resursele pentru schimbare personală, uh, nu se va întâmpla. Și tocmai tocmai faptul acesta am vrea să-l să celebrăm în momentele următoare. Uh, și anume faptul că Dumnezeu s-a făcut cunoscut de noi. Dumnezeu s-a pus în. Uh, ne-a vorbit pe limba noastră. A venit și a trăit uh, în, în aceleași uh, dificultăți, în aceleași spite, a experimentat foame, a experimentat necaz, a experimentat pierderea uh, cuiva drag, a experimentat cam orice experimentăm, oricare dintre noi, în cei 30 de ani pe care i-a trăit pe pământ. Și după aceea, și în tot procesul ăsta, a fost fără păcat. N-a judecat pe nimeni? N-a criticat pe nimeni în mod nejustificat? Nu, nu a urât decât păcatul? Păcătoșii se simțeau super în preajma Lui. Pentru că El este un Dumnezeu care ne invită și ne invită și ne invită din nou după ce a terminat de invitat. Și am vrea să, am vrea să celebrăm uh, moartea lui Hristos, frângerea Trupului lui, vărsarea sângelui lui în locul nostru. Și apoi să celebrăm și faptul că din slujba asta de mare preot, pentru că sângele însemna o jertfă, da, în, în Vechiul Testament, din slujba asta de mare preot, Iisus iese în viață. Semn că Dumnezeu Tatăl a acceptat jertfa lui. Semn că a fost validată jertfa lui și, deci, bazat pe meritele lui Hristos, avem intrare liberă. În, în prezența lui Dumnezeu. Evrei e o carte superbă. Deci, Iacov și Evrei, dacă vreți să vă inspire săptămâna la asta la, la toată procesarea asta, vi le recomand din inimă. În spate și în față avem uh, cele două simboluri, vinul și pâinea, și vă încurajăm pe cei care uh, sunteți ucenici ai lui Isus uh, să luați din elementele astea. Ne vom așeza și după aceea vom, uh, vom lua împreună din ele.